Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem la Osea, la capitolul 14, deci Osea 14, și citim de la versetul 2 până la final, până la versetul 9. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile. Primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai. Nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru. Căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca, spunea Domnul, vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roua pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca a măslinului și mirezmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Venim cu mulțumiri mai întâi în fața Domnului, înaintea Domnului, pentru că ne-a dăruit încă o zi. Am o mulțumire specială că vă văd iarăși fețele, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. După o perioadă mai lungă în care am fost și noi asaltați acolo de tot felul de vești cu pandemia asta, Dumnezeu a dăruit biruință, putem să mai plecăm, să ne mai mișcăm. Și e numai harul și mila lui Dumnezeu că face astfel de lucruri. Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să vorbim în ziua de astăzi ceva mai special despre ce înseamnă pocăința. Observați că în versetul 2, cuvântul Domnului vorbește despre căință și despre întoarcere. Sunt cuvinte care ne fac trimiterea asta la pocăință și aș vrea mai întâi să vedem o definiție, ce este pocăința și apoi să vedem de ce trebuie noi să ne pocăim. Și bineînțeles, cuvântul acesta e foarte bun și pentru cei care s-au pocăit, dar și pentru cei care poate n-au știut că trebuie să se pocăiască. O definiție scurtă a pocăinței este întoarcere. De fapt, în cartea Osea de mai multe ori spune Izraele, întoarce-te la Domnul. O altă definiție pe care am înțeles că într-o armată un soldat a dat-o unui superior al lui, acel superior a venit și l-a întrebat și a zis, măi, tu ești pocăit, ce înseamnă pocăința? Zice, îți explic dacă accepți pentru câteva secunde să fiu eu capitanul și tu soldatul. Bine, zice, accept, explică-mi ce e pocăința. Drepți! Și superiorul făcut drepți. Stânga împrejur, sunt întors. Înainte! Zice, asta e pocăința. Dar zice, acum explică-mi de ce ai făcut așa cu mine. Păi zice, înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să stăm în poziție de respect. Așa cum ți-am zis, să faci drepți. Pentru că El e superiorul cel mare. Și apoi, înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să facem stânga împrejur, așa cum cântăm în cântare. Renunț la lume, dar nu la Iisus și înapoi eu nu voi da. Am renunțat la tot ce înseamnă trecut, la tot ce înseamnă lume. Și apoi, înainte, înseamnă înainte către cer. Asta a fost o experiență și o definiție bună pe care a dat-o acest om. În sens profund, pocăința este asimilată cu cuvântul metanoia, schimbarea minții, schimbarea mentalității, și să știți că numai Dumnezeu poate să vină și să schimbe mentalitatea noastră, mintea noastră. Este o povestioară pentru copii și mai sunt și copii aici și îmi place să îi prind și pe ei cu asta. Era un șoarece care la un moment dat așa de tare s-a temut de pisică că s-a rugat și a zis, Dumnezeule, zice, te rog, fă-mă pisică, măcar să nu mă mai tem de pisică.
Și cumva s-a întâmplat, e o poveste oricum de copii, dar învățăm din ea, să știți. Și s-a transformat șoricelul nostru într-o pisică. Vai, Doamne, zicea, da, mi-e frică de pisică. Bă, dar ești pisică și tu. Nu, mi-e frică. Fă-mă câine. Și l-a făcut câine. Doamne, zice, îmi bate inima. Fă-mă leu. Și l-a făcut leu. Doamne, zice, nu mai pot de frică. Era leu și se temea de pisică. Cam așa se întâmplă cu cei care nu sunt transformați de Dumnezeu. Vine păcatul și înfășoară rapid și diavolul îi prinde și trage în adâncul pieirii. De ce? Ei nu sunt schimbați aici, în interior. Ei au rămas tot cu mentalitatea de șoarece. Ei tot se tem de păcat. Bine ar fi să se teamă de păcat, să fugă la Domnul. Dar se tem că vine păcatul și distruge și că ei ajung rău. Ei nu se tem să păcătuiască, se tem de consecințele păcatului sau se tem să nu fie prinși așa cum era Iacov când se temea de tatăl lui. Haideți să mergem mai departe și să vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri. Observați ce spune versetul 2. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile. Despre ce nelegiuiri este vorba? Haideți să ne uităm puțin aici în cartea Osea, pentru că surprinde cuvântul lui Dumnezeu câteva aspecte în care ne-am putea regăsi. De fapt, cartea Osea poartă numele acestui om, adică mântuire. Osea seamănă, de fapt, cuvântul lui cu cuvântul Iisus. Iisus este tradus în limba greacă, este transliterat și tradus acest cuvânt mântuire. Osea înseamnă mântuire. Și aici, în cartea asta, e utilizat foarte mult. Oare v-ați întrebat, ne-am întrebat, de ce e utilizat foarte mult cuvântul Efraim? Știți de ce? Pentru că Efraim era reprezentantul împărăției din Nord și Dumnezeu prin Efraim prindea tot poporul și vorbindu-i lui Efraim le vorbea tuturor. Efraim era și simbolul rodniciei, Efraim înseamnă rodire și atunci Dumnezeu spune, uite cât ești tu de roditor din punct de vedere spiritual. Ne uităm în Osea, ce s-a întâmplat aici? Domnul a început să vorbească lui Efraim și spuneam întregului popor Israel și le vorbea despre anumite păcate. Și haideți să vedem în capitolul 4, versetul 17, extragem un prim lucru de care noi trebuie să ne pocăim. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace, spune aici. Adică noi trebuie să ne pocăim, să știți, de idolatrie. Uitați-vă în capitolul 3:1, ce spune în partea a doua. Poporul lui Israel sau copilul lui Israel, spune, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Știți ce înseamnă asta? Ei iubeau turtele de stafide și nu iubeau inima lui Dumnezeu. Ce erau acele turte? Acelea trebuiau duse împărătesei cerului. Trebuiau să, erau niște obiecte care făceau parte din cult, din idolatrie. Și ei se închinau la idoli și Dumnezeu zice, nu, idolatria nu este bună, tu trebuie să scapi de idolatrie. Și noi zicem, da, Doamne, dar știi ce poate să fie idolatria? Să-ți iubești un copil. Țin minte că sora Erji din Bistrița spunea la un moment dat că au sunat-o disperați dintr-o familie cu mulți copii. Soră, roagă-te, avem o cauză, avem o problemă, e mare necaz, mare necaz. Și sora se roagă și aude o singură voce, sora, și o singură informație. Și Domnul zice așa, am luat idolul din locul lui. Și iară sună disperați, frații din familia respectivă, ți-o dat Domnul ceva? Da, Domnul mi-o dat. Ce ți-o dat? Că Domnul a luat idolul din locul lui. Dar despre ce e vorba? Vai, soră, o mare nenorocire, zice, noi avem mulți copii, avem vreo 12-13 copii. Și zice, pe ăsta mai mic, atât îl iubeam și îl drăgălășeam toți. Ăsta era păpușa casei. Și probabil că Dumnezeu, zice, a văzut că noi îl iubim mai mult ca pe el și a murit exact copilul ăla mic. Și l-a luat Domnul, l-a luat idolul din locul lui. Și Domnul vine și te întreabă astăzi, vrei să-ți moară cineva care-i drag? Sau vrei să te lovească Dumnezeu că sunt unii care se leagă de idolul ăsta? Idolul ăsta, toată ziua, pe el, pe el, pe el, pe idolul ăsta. Și atunci Dumnezeu poate să îngăduie să vină cineva, cum am auzit pe cineva, l-a scăpat într-o apă și dus-o fost. Chiar dacă l-ar fi recuperat, nu mai recupera informațiile pe el. Și vine Domnul și te atinge la finanțe sau în altă parte, sau poate la sănătate, ca să ne trezească, fraților și surori, așa cum s-a vorbit aici, petele de pe noi, sunt pete.
pe inima noastră, pe ființa noastră, în interiorul nostru. Și trebuie să vină marele grădinar și să scuture pomul și să lovească cu securia necazului la rădăcina pomului nostru. Și m-a sunat într-o zi un tânăr, zice, roagă-te că sunt grozit, dar care-i problema? Zice, vine poliția să mă caute, mă duce la închisoare, sunt foarte necăjit, sunt foarte speriat, vreau să mă pocăiesc. Și mă suna să mă rog. Și se întâmplă, să știți, atunci când Dumnezeu vede că inima noastră lipită de idoli, încearcă Dumnezeu, în marea Lui dragoste, încearcă să facă ceva pentru noi. Dar să știți că și în marea Lui bunătate, și spune Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Și vorbim de pocăință. Asta e tema care mi-a pus-o Domnul pe inimă. Și mi-a plăcut mult ce a zis un frate bătrân din țară, bineînțeles interpretând textul acela, care de altfel îl avea în vedere, în special pe poporul evreu, dar să știți că nu numai pe poporul evreu. Vine grădinarul, se uită la smochin, zice, trebuie să-l scot, să-l arunc, să-l îndepărtez din grădina mea, din via mea, trebuie să-l scot. Și atunci primește o rugăminte, zice, mai lasă-l anul acesta, vierule. Vierule, mai lasă-l anul acesta, la care-i problema? Am să-i pun gunoi la rădăcină. Și fratele bătrân zice, frate și soră, ascultă-mă bine. Toate lucrurile din lumea asta sunt gunoaie. Domnul ți-a pus la rădăcina pomului tău atâtea gunoaie. Zice, ți-a dat haine, ți-a dat mâncare, ți-a dat casă, ți-a dat mașină, ți-a dat bani. Gunoaie. Astea se duc odată cu întrebuințarea lor. Dar în marea lui bunătate, Dumnezeu a pus gunoi la rădăcină. A fost o interpretare, dar să știți care e un sâmbure de adevăr, pentru că fratele nu știa cum să-i prindă, să-i aducă mai aproape de Dumnezeu. Să vedem că bunătatea lui Dumnezeu, faptul că suntem sănătoși, că avem bani, că avem mașină, că avem casă, că avem copii, că avem familie, că nu ne-a părăsit viața, sufletul din noi sau sănătatea. Toate astea sunt darul lui Dumnezeu, bunătatea Lui care ne îndeamnă la pocăință. Doamne, ajută-ne! Și apoi merge mai departe. Și uitați-vă ce spune aici, păcatul numărul 2, capitolul 5, versetul 3. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi-este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Curvia, fraților, curvia. Și Biblia spune, fugiți de curvie. Ce înseamnă să fugi? Înseamnă să te îndepărtezi cât mai repede de ea. Cât mai repede. Pentru că, spune și Apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Adică, cumva în firea noastră pământească există predispoziția asta să facă muguri câte ceva. Și Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, le scrie Colosenilor în capitolul 3, trebuie omorât. Mugurul ăla trebuie rupt și aruncat, fără milă. Dacă ai cumva la nivelul minții, la nivelul gândului ceva, un gând murdar, ăla trebuie aruncat, nu trebuie lăsat aici, pentru că face pui, pentru că te distruge, pentru că te mănâncă pe dinăuntru. Dar ce să mai vorbim dacă te duci și te uiți la anumite lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu? Dumnezeu zice, nu, asta e departe de mine, nu trebuie să fii una cu păcatul acesta. Ori te omoară, ori îl omori, ori una, ori alta, cu diavolul și cu păcatul nu merge decât ca în război. În război îl lichidezi sau te lichidează. Cu păcatul nu poți să te duci să tratezi, să discuți în piață. Păcatul nu poate fi dus în piață. Ăsta trebuie dus la Golgota, răstignit pe crucea lui Hristos și să facă Hristos ce vrea cu el. Slăvit să fie Domnul! M-am bucurat mult de un frate bătrân, eram odată în zona Bihorului. Așa l-am iubit pe omul ăsta, vă dați seama, la 80 și ceva de ani, domne. Îl introduc în apa botezului să-l scufunde și i-a pus o întrebare un pic capcană. Să știți că unul care n-avea experiență cu Domnul, experiența iertării de păcate, n-ar fi știut să răspundă. Dar probabil că păstorul știu ce vorbește. Frate cu tare, zice, era în apa botezului. Noi te botezăm astăzi, dar ce faci dumneata cu păcatele din 81 sau 82 de ani? Ce faci cu ele? La început parcă s-a blocat un pic. Și au zis, acum nu-i mai treaba mea, asta e treaba lui Iisus. Ai, ce frumos, așa mi-a plăcut, mi-a picat la inimă. Pentru că toate astea, toate lucrurile astea, noi trebuie să le aducem la crucea lui Hristos și Hristos se ocupă de ele. Slăvit să fie Domnul! Și apoi mă uit mai departe, fraților și surori, pentru că sunt, și am vorbit odată într-o biserică, mi-a dat Domnul un titlu frumos, străinii care-ți mănâncă puterea. Că tot de aici ai inspirat cuvântul, de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Uite străinii care ne mănâncă nouă puterea.
E străinul ăsta al idolatriei, idolul care vine și ia locul lui Dumnezeu, mănâncă puterea spirituală. Nu mai pot ruga, nu mai pot să cânt, nu mai pot. De ce? Pentru că au venit străinii ăștia și mi-au mâncat puterea. Idolul sau idolii. Am citit undeva într-o carte că la un moment dat un conducător de oști, Mahmud din Ganzi, a ajuns în India și a cucerit un oraș. Orașul ăsta avea idolul lui, era idolul orașului, era foarte, foarte înalt, nu știu câți metri avea idolul ăsta, și au venit toți oamenii bogați din oraș și au zis, atâția bani îți dăm, i-au zis la Mahmud, atâția bani îți dăm cât poate nu ți-o da nimeni niciodată. Te rog, lasă-ne idolul ăsta să fie în centrul orașului. Ne-am închinat tot orașul la el, trebuie să rămână ca să ne putem închina. N-avem Dumnezeu, dacă tu îl iei de aici, noi n-avem Dumnezeu. S-a uitat la ei, i-a cântărit din privire, a zis, nu pot să-l las. În mintea mea nu există un idol în centrul orașului vostru. Eu vreau să-l lichidez. Și s-a dus și cu soldații, cu lovituri de securi, o lovit și o spart idolul. Și la un moment dat, ciudat, domnule, din idol ăsta a început să curgă râuri de aur. Era plin de aur. Cineva din înaintași s-a dus și a turnat în idolul ăsta aur ca să-și ascundă comoara acolo și nimeni nu știa de comoara asta. Știi ce se întâmplă? În momentul când tu, idolul euului, îl iei și îl spargi la cruce, îl arunci acolo la cruce și Hristos îl ia și îl pune pe cruce, îl pironește pe cruce împreună cu Hristos, în momentul acela Dumnezeu revarsă peste tine comorile harului, comorile bogăției, dar asta nu o poți face decât prin pocăință. Domnul să ne ajute! Vedeți, e aici idolatria, e curvia. Uitați-vă la versetul 5, e mândria. Dar mândria lui Israel va fi martor împotriva lui. Și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor. Și Iuda va cădea și el cu ei. Mi-aduc aminte că a venit odată la noi în biserică o soră bătrână care a plecat la Domnul, sora Saveta, și a fost dată o lucrare prin ea și tot o amintesc în biserică, fraților, haide să ținem cont de ce ne-a spus Domnul atunci. Poporule, spunea Domnul, bagă de seamă că diavolul vrea să planteze în mijlocul tău pomul mândriei. Mulți să se alimenteze din el, mulți să fie cu vederile tulburi, mulți să nu mai cunoască drumul. Ăsta e pomul mândriei, să știți. În momentul când tu începi să te mândrești, să te vezi că ești cineva, nu mai poți să primești o mustrare, nu mai poți să asculți o predică, tu ești foarte bun și ești foarte sus. Povestea fratele Cherecheș din Tur, dacă era la ei în biserică un frate care tot îi critica, în special pe predicatori. Bă, zice, tu n-ai predicat bine, nu era de mult pocăit, dar el tot îi critica pe predicatori. Și la un moment dat fratele Cherecheș s-a supărat și a zis, știi ceva? Hai și predică-ne tu! Și se ridică la amvon, el bățos, și-a făcut schiță de acasă, tot, vezi tu ce predică le spune la frați. Și când se ridică, se uită, fraților, nu vă mai văd, voi mă vedeți, ce ceva s-a întâmplat cu mine. Și s-a pus jos, rușinat, și de atunci nu mai predica. L-a apucat mândria și-a trebuit să primească un tratament pentru mândrie. Și vine Domnul și îmi zice, bagă de seamă că e mare problemă. Dacă cumva te mândrești, nu mai vezi cum vine Domnul și îngăduie ceva peste tine și vai, merge mai departe. Uitați-vă la versetul 11 din capitolul 5. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Știți ce înseamnă asta? Un alt păcat, un alt străin ce ne mănâncă puterea și de care trebuie să ne pocăim. Este închinarea de tip samaritian. Adică iau ce-mi place din Biblie și ce nu-mi place dau deoparte. Nu-mi place. Țin minte că un predicator s-a dus undeva să predice și vorbea. Și era foarte deștept omul ăsta, oprește mașina și întreabă pe oamenii din sat. Zice, auzi, care-i problema pocăiților din satul ăsta? Zice, domnule, zice, cu regret îți spun, sunt printre ei oameni care fură. S-a dus predicator bucuros, la evangelizare, s-a gândit că să le predice el la pocăiți, să nu le predice la nepocăiți și zice, astăzi vom predica din porunca care spune să nu furi. O predica bine. La final au venit toți, frate, ne-a vorbit Domnul, să te binecuvinteze, să mai vii. Merge anul viitor.
oprește la marginea satului, întreabă pe oameni, care e problema pocăiților din satul vostru? Fură, frate, merge iară predică. Iară, slavă Domnului, tot din textul ăla, a fost bine, a fost slavă Domnului, a fost frumos, tot în regulă, merge al treilea an. Iar oprește. Și întreabă pe oameni, mă, dar ce-i cu ăștia? Fură, zice, fură. Dar nu s-a oprit de anul trecut, nu, fură. Dar ce fură? Zice, tot vin și ne fură găinile. No, merge la biserică, își ia Biblia, zice, de astăzi vom vorbi din porunca a 11-a, să nu furi găini. Când a început din biserică, jos, 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 nu ne vorbi, du-te afară, l-a scos afară. Pentru că la oameni nu le place când pui degetul pe rană. Că, vedeți, asta e închinare de tip samaritean. Iau ce-mi place din Scriptură, dar ce nu-mi place, dau deoparte. Și Dumnezeu zice, nu, pocăiește-te de asta. Și știți că și eu am de pocăit aici. Pentru că medicamentul Scripturii este amar. Așa cum a fost, m-am tot gândit, domnule, de ce atunci când a luat Ezechiel, prorocul Ezechiel, cartea și zice că în gură i-a fost dulce, dar când a ajuns înăuntru lui, a devenit amar. Am zis, domnule, dar ce e acolo? Păi asta este, frate, medicamentul Scripturii pe buze, la mulți e dulce și vorbesc extraordinar de frumos, că e dulce, dar trebuie să intre în interiorul lor, să mănânce acest cuvânt, să-l ingereze, să intre în interiorul lor și acolo să producă pocăință. Pentru că pocăința este ca un medicament, e amară, dar face bine la sufletul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți, oameni care își adaptau poftei, Scriptura lor, și Domnul a zis, nu, așa ceva nu-i bine. Uitați-vă în capitolul 6, un alt străin care ne mănâncă puterea, un alt păcat de care trebuie să scăpăm prin pocăință. 6:4. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Superficialitatea, fraților. Superficialitatea. Eram odată într-o biserică și am întâlnit și fenomenul ăsta al superficialității. Era un frate, mă, se ruga, parcă cobora cerul pe pământ. Așa striga și se ruga. La un moment dat se oprește, mai tare, mai încet basul, zice. Și iară, Doamne, și încet. Vorbim la ăla de la stație. El se ruga. Nu trebuia să fie cuplat cu cerul. Nu trebuia să vorbească cu Dumnezeu. Ce l-a interesat pe el că îi sună vocea mai jos, nu? Și să-i spună la cel de la stație, dă basul mai jos. Și după aceea să-și continue predica. Superficialitate, fraților. Dar asta e un exemplu mic. Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Asta e superficialitate la nivel spiritual și asta e mai gravă. Pentru că promitem lui Dumnezeu și spunem, Doamne, te voi urma, te voi iubi. Și în special la început de an sau la final de an facem promisiuni. Doamne, dacă Tu mă ajuți, dacă vei fi cu mine anul acesta, voi avea o zi de post pe săptămână, voi citi Biblia odată, voi lua copilașii mei și voi duce la școala duminicală, mă voi pocăi mai mult, va fi altfel și nu facem. Vedeți, promisiunile noastre și evlavia noastră e ca roua, cade pe frunză, apare soarele, a dispărut. I-am promis lui Dumnezeu ceva, a dispărut. Vine Domnul în viața mea, îmi spune că trebuie să mă pocăiesc, mă pornesc la pocăință, se întâmplă cu mine ceea ce scrie în Judecători, în Cântarea Deborei, în capitolul 5, se adună rubeniții, acolo la păraiele lui Ruben. Băi, mergem la război? Da, mergem. Îl ajutăm pe Barac? Sigur, îl ajutăm, mergem cu Debora, cu Barac. Măi, ce mari sfaturi, dar când mergem? Nu știu, ne mai întâlnim mâine. Evlavie care trece ca roa, superficialitate. Să întâlnesc mâine. Barac era acolo, bietul în bătălie, era cu Neftali, era cu alții și se luptau ăștia puternic. Dar să întâlnesc rubeniții, mă, ce facem? Că războiul a început, trebuie să-i ajutăm. Îi ajutăm? Sigur, mari sfaturi erau. Îi ajutăm când? Nu știu, ne mai întâlnim și mâine. Și nu m-au auzit într-o zi că s-a terminat războiul. De ce? Superficialitate. Când te pocăiești, frate? Nu știu. Am fost în orăștie la fratele Moisică, atunci cred că plecase el în perioada respectivă la Domnul, frații ne-au chemat, ne-am dus și întâlnesc un om, un fenomen de om lângă mine în biserică, stau lângă el, cânta cântări, se închina, avea o față de închinător, așa frumos, luminat, așa de bucurie, citea din Biblie, bancă cine predica, el parcă lua așa înainte cuvântul, când îl auzea că începe un verset, el îl știa pe de rost și m-am bucurat de el.
Avea undeva poate către 60 de ani, poate 50-60 de ani, și bucuros, așa, îl bat pe spate, zic, Domnul să te binecuvinteze, văd că ai râvnă, de când ești pocăit? Eu nu sunt pocăit. Dar cum așa, zic? Dar de când ești aici în biserică, la fratele Moise, Lucaci? Zice, eu vin aici în biserica asta de cel puțin 25 de ani. Dar zic, nu te-ai botezat, n-ai vrut să... Zice, nu, încă nu-s hotărât, Domnul, nu-s hotărât. Vă dați seama? Evlavie care trece ca roa de dimineață. Îi place cântarea, îi place predica, îi place tot, dar mă, nu se poate hotărâ. Are o evlavie, e un om superficial și un om care spune Domnul acolo, e ca un nor, ca un nor fără apă. E o evlavie care trece foarte ușor și Domnul zice, supărat pe oamenii ăștia, pe tipul ăsta de oameni. Versetul 6 spune, că precizează ce fac oamenii ăștia. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Am întâlnit fenomenul ăsta de superficialitate, să știți. Vine la biserică, îi vorbește Domnul că trebuie să se pocăiască, aude că în biserică este un caz special, cum am întâlnit noi odată într-o misiune și ne-a lovit mila, să știți. Și toți banii ce am avut la noi i-am dat atunci. În Republica Moldova, un biet copil trăia într-o cușcă de câine, vă dați seama? O ieși de la casa copilului, de la orfelinat, n-avea unde să stea și el locuia într-o cușcă de câine și urma să aibă nunta. Nu știu ce fată și-a pus mintea cu băiatul ăsta care stătea într-o cușcă de câine. Era probabil că l-a iubit. Și urma să aibă nunta și frații au zis, fraților, omul ăsta n-are unde să șadă, n-are unde să stea, hai să facem o colectă. Și atunci și noi am contribuit. Și probabil că vine unul în biserică, Domnul zice, pocăiește-te, că vine iazul de foc, că moartea a doua e pe urmele tale, că vine diavolul, că păcatul e pe urmele tale, trebuie să te pocăiești, să te împaci cu mine. Și el zice, a, las că rezolv eu altfel lucrurile. Îi dau ăsta ce stă într-o cușcă de câini, $1,000 sau 2 sau 3,000 sau 5,000 și am scăpat și Dumnezeu sigur în ziua aia o să-mi poarte mie de grijă. Nu, e fals. Asta e superficialitate, asta e evlavie care trece ca norul de dimineață. Una e să ajuți pe cineva, de fapt noi ajutăm, cum spunea David, din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Că zicea David, tot ce am e de la tine. Și de la tine vine orice lucru care ni l-ai dat, Dumnezeule. Și noi suntem datori lui Dumnezeu, nu El ni dator nouă. Și atunci eu nu pot cumpăra mântuirea cu niște bani sau cu niște lucruri de aici. Mântuirea se capătă prin jertfa lui Iisus, slăvit să fie Domnul, și prin pocăința noastră. Dar uitați că noi trebuie să ne pocăim de superficialitate. Mergem mai departe. Capitolul 7... Versetul 1, iarăși un lucru de care ar trebui să ne pocăim, viclenia. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, că lucrează cu vicleșug. M-a lovit foarte mult, să știți, o lucrare pe care am auzit-o într-o biserică și să știți că s-a întâmplat punct cu punct ce a zis Dumnezeu. Că știți care-i treaba? În momentul când noi lucrăm cu vicleșug în familiile noastre, copiii noștri, așa cum zice vorba românească, capra sare masa și iedul sare casa. Copiii noștri învață de la noi să fie mai șmecheri decât noi, dacă noi întrebuințăm viclenia, să știți. Într-o biserică a fost următoarea lucrare dată, prin sora Savetă. Ea mi-a zis-o, mi-a confirmat-o alții care au auzit-o și cunosc și biserica. Spune așa, Domnul, în această biserică, unii din popor care au fost înălțați în dregătorii au adus un vițel și l-au acoperit cu crengi și au vrut să se închine vițelului. Ca să reușească în lucrarea lor, au luat scriptura și au aruncat-o deoparte și pe anvon au lăsat cartea numită Vicleșug. Știți ce s-a întâmplat în biserica aia? Omul ăsta cu cartea numită Vicleșug, păstor, și-a dus un tânăr asistent cu care colabora foarte bine. L-a dat afară, acum e afară, e afară. De ce? Vedeți? Vicleșugul. Și Domnul zice, trebuie să ne pocăim. Pățim noi la nivel familial, la nivel personal. Din cauza vicleniei, Dumnezeu spune, se întâmplă ceva. Ar putea să fie niște străini care îți mănâncă puterea. Vreau să vă spun o viclenie pe care niște frați au făcut-o și n-a fost de la Domnul, n-a fost bună. Nici o viclenie nu-i de la Domnul. Fratele Tanța Bătrânu a mers să predice într-o biserică și le-a plăcut tare mult la frați de el. Și-a zis, de seară vin apoi la noi. Nu, fraților, zice, eu vreau să mă duc în biserica putare. Frate, dar e la Domnul, să rămâi, să rămâi. Și s-au tot ce-o îndrănit acolo și unul a intervenit, unul dintre ei.
Scrie în Biblie că sorțul pune capăt neînțelegerilor. Haide să tragem la sorț. Ești de acord, frate Tanța? De acord. Dar cine a făcut sorțul? Ăsta cu ideea. Și-a scris pe doi sorți, da și da. Și când trage Tanța biletul, bă, zice, trebuie să stau de seară la voi în biserică. A fost de la Domnul? Nu cred, nu cred. Și vedeți, vine Domnul și zice, uitați-vă, că vin copii și ne calcă pe urme, fraților, ne calcă pe urme și ne imită copii. Și dacă copiii văd că noi procedăm cu viclenie, atunci e mare problemă, să știți. Foarte, foarte, foarte mare problemă. O altă problemă pe care noi trebuie să o eliminăm, un străin ce ne mănâncă puterea, capitolul 7 cu versetul 8, este duhul de duplicitate. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Ce înseamnă asta? Arde pe de-o parte pentru lume, e partea aia care e pusă pe plită și care arde, asta arde pentru lume, dar pe cealaltă e rece față de Dumnezeu. Și vine Domnul în Apocalipsa și zice, ori în clocot mă, ori rece, dar nu poți fi căldicel? Dacă ești căldicel, te vărți din gura mea. Ori ești rece față de mine și ești ateu și zici, nu mai cred în Dumnezeu, ori ești plin de clocot și ești un om al meu. Asta vrea Dumnezeu de la noi, nu să fim duplicitari. Merge mai departe, versetul 11, lipsa integrității. Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. În același timp, ei fug de mine, versetul 13. Zice Domnul, nu. Asta nu-i bine. Vedeți, fraților, câte lucruri avem noi, câte lucruri avem noi pe care trebuie să le eliminăm. Și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Pocăința, revin la ideea de pocăință. Pocăința este temelia vieții de credință. Pocăința este părăsirea faptelor moarte. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Faptii capitolul 17. Pavel merge pe Areopag și le spune oamenilor din timpul lui lucrul acesta. Căci Dumnezeu poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința e porunca lui Dumnezeu. Pocăința nu este o opțiune, pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, să știți, pocăința este o reformă spirituală. În momentul când eu mă pocăiesc, imediat mi se schimbă tot interiorul. Imediat ce eram înainte nu mai sunt. Toate lucrurile se fac noi. Înainte, amintiți-vă de Apostolul Pavel, prigonea biserica, îi lega pe creștini, era ca un leu turbat. Dar după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu, a ajuns el să fie legat. A ajuns el să fie bătut, el care bătea pe alții. Poate cu cătușele cu care el îi lega, sau cu funile, sau cu lanțurile cu care el îi lega pe alții, a fost el legat. De ce? Dumnezeu l-a schimbat, Dumnezeu l-a transformat. Pocăința înseamnă transformare interioară. Pocăința e necesară pentru fiecare dintre noi. Și sunt niște lucruri pe care vreau să le aduc în fața voastră, gânduri sau gândiri sau idei false despre pocăință. În primul rând, există o idee care este falsă, că pocăința înseamnă sentimentalism religios. Înseamnă să plângi, înseamnă să ai așa niște simțiri mai, să fii mai sentimental, un pic mai pierdut, eventual să-ți fie frică, să-ți fie groază. Nu asta e pocăința, nu. Amintiți-vă de Orpa și Rut, au fost două, au mers până la hotarul Moabului, amândouă au plâns, au zis, vrem să mergem cu soacra. Vrei? Vreau. Da, tu și eu. Și-au plâns amândouă. Și când au ajuns la hotarul Moabului, una s-a întors înapoi în Moab. Am întâlnit într-o zi o fată. Eram necăsătorit, fata stătea undeva într-o stație și plângea. Și era de la biserică. Am zis, în sfârșit am găsit o fată pocăită. Dar nu a fost pocăită, să știți. Mi-a vorbit Domnul și am fugit de ea. M-am ferit după aceea de ea. Dar am întâlnit o altă fată odată, plângea și ea, era tot de la biserică, măcar o fost sinceră. Zice, plâng de ciudă. Asta nu-i plânsul pocăinței, vedeți? Pocăința nu înseamnă sentimentalism. Vezi un om care plânge, gata, ai pocăit. Nu neapărat. Biblia spune foarte clar lucrul acesta. Ahab, când a mers prorocul Ilie la el, s-a prefăcut că-i pocăit, că-i pocăit. Până la urmă a ajuns acolo unde Dumnezeu a vrut să ajungă. A ajuns rău de tot.
Pocăința nu este o decizie teoretică. Uitați-vă în capitolul 7 cu 17. Sunt ca un arc înșelător. Știi ce înseamnă? Mă pocăiesc. Se întoarce. Nu mă mai pocăiesc. Vreau să fac cu tare lucru. Se întoarce. Nu-l mai fac cu tare lucru. Ăsta e un arc înșelător. Un arc care se întoarce în toate părțile. Ca și cocoșul ăla de pe casă. Ați mai văzut la bătrâni în țară. Cum bate vântul, așa se întoarce. Așa se întoarce. Povestea fratele Moise Lucaci că a fost în Vatican la un moment dat și a văzut pe o bătrânică, pe o italiancă, se închina acolo în fața statuii lui Sfântul Petru și apoi pe la statuie acolo în biserică. Și a mai vizitat el orașul pe acolo, a mers și în Roma și se intersectează cu bătrânica într-un templu de păgân, ceva, niște hidoșeni acolo, niște statui urâte, urâte, probabil din Orient, de undeva. Bătrâna era în față la monștrii ăia și s-a închinat și la ei. Și a întrebat-o, probabil prin frații cu care mergea, de ce te-ai închinat și aici și dincolo? Zice, eu-s bătrână și mor și nu știu unde ajung și mă pun bine cu toți. Asta nu-i pocăință, să știți, asta nu-i pocăință, asta e prefăcătorie, Dumnezeu nu iubește asta. Nu? Vedeți, sunt idei false despre pocăință. Dar există pocăința ca decizie teoretică. Și spune Domnul, poporul acesta se apropie de mine și se teme de mine cu o frică care nu-i decât o frică de datină omenească. Ei cred că mă iubesc, ei cred că se tem de mine, ei cred că s-au pocăit, dar de fapt ei nu sunt pocăiți. Și zice Domnul, fals. 3. Pocăința nu este numai evitarea lui Dumnezeu. Te duci așa pe lângă Dumnezeu înainte, nu vrei să te schimbe, nu vrei să te transforme. Ai vrea cumva să-ți ia Dumnezeu toate păcatele, dar să-ți mai lase măcar unul, păcatul acela pe care îl iubești. Și Biblia zice nu, asta nu-i pocăință adevărată. Versetul 10 din capitolul 7. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul și tot nu-l caută cu toate aceste pedepse. De ce? Pocăința nu este numai evitarea lui Dumnezeu, nu. Pocăința nu este renunțare parțială la păcat. Irod l-a ascultat pe Ioan. Ioan predica în pustie botezul pocăinței. Și mi-l închipui pe omul ăsta, cum spunea cineva, un om botezat cu foc și pe din afară și pe dinăuntru. Un om în care era puterea lui Dumnezeu pe dinăuntru și afară, l-a ars soarele, că era în pustie. Și omul ăsta îl vede pe Irod cu caleașca lui cum se oprește. Își îndreaptă degetul acuzării către Irod și zice, Irod, ai venit să auzi predică? Da, am venit. Nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău, dă-i înapoi pe soția ta. Și împărăteasa-i lângă el, hai Irod, hai să plecăm, hai că ăsta te pocăiește, hai. Și l-a luat și l-a dus pe Irod. Și Irod îl asculta cu plăcere. Poate când scăpa de împărăteasă și ea mai mergea cu fetele care o însoțeau în altă parte, probabil mergea să-l asculte. Scrie în Biblie, îl asculta cu plăcere. Dar nu se putea hotărî, Domnule. De ce? Nu putea să renunțe la plăcerea asta. Îi plăcea de Irodiada, de soția lui fratesu. Și n-a putut să scape de păcatul ăsta. Și acum gândiți-vă, sufletul nostru e ca o cetate. Și cetatea asta are turnuri. Dar există în mijlocul cetății un turn care e turnul principal. Să zicem că acolo stă regele, dacă cetatea are rege, sau stă guvernul acelei cetăți, conducerea cetății, stă garnizoana, acolo în turnul acela. Dușmanii pot să vină să ia toate turnurile, să ia zidurile, să ia pământurile, să ia casele din cetate. Câtă vreme rămâne regele în cetatea din mijloc sau în turnul din mijloc, atâta vreme stă cetatea în picioare, nu-i predată dușmanului. Câtă vreme păcatul, unul singur, că pot să renunț la asta, la asta, la asta, exact cum făcea Iacov. Zice, să-l dau pe Ruben, îl dau, pe Iuda, îl dau, pe Iosif l-am dat, pe cutare îl pot da, dar pe Beniamin, să-l dau eu pe Beniamin, pe ăsta-l iubesc cel mai mult. Și atunci zice Biblia acolo că până la urmă s-a întâmplat ceva și el a întâlnit pe Iosif și s-au rezolvat lucrurile. Dar ne vorbește Dumnezeu, să știți, din punct de vedere spiritual, atâta vreme cât rămâne turnul păcatului, cât rămâne rege păcatul în viața mea, eu pot să renunț și la cutare și la cutare și la cutare la alte păcate care sunt mai nesemnificative, sunt mai mici, dar renunț la ele și nu sunt încă pocăit. Pentru
pentru că încă păcatul e în inima mea, încă a rămas domn și stăpân în inima mea. Și cum pot să știu? Și am aici anotat pe o hârtiuță, mi-a plăcut, de la un autor care a scris prin anii 1600 și ceva, despre haina păcatelor secrete. Și spune el așa, la haina păcatelor secrete și haina păcatelor simpatice, spune, dacă nu accepți mustrarea, astea sunt niște jaloane, înseamnă că e păcat secret, e păcat simpatic. Dacă nu accepți mustrarea, vine tata și zice, bă, tot pe telefon ești, mă, dar mai lasă-l în pat, te enervezi, înseamnă că ești rob, înseamnă că nu ești pocăit și trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Doi, al doilea jalon, dacă te gândești mereu la el, este păcat simpatic. Îmi trebuie o bicicletă. Îmi trebuie un telefon, îmi trebuie așa. Tot te gândești la el. După ce ți l-o adus, vai, oare unde mi? Vai, oare ce se întâmplă? Ia, să nu mi-l fure cineva. Tot la el te gândești, tot la el. Sau poate te gândești la un joc, cum ar fi următorul nivel. Eu în viața mea nu m-am jucat decât cu Mario și am scăpat, gata, am scăpat. Nu mă mai interesează de jocuri. Asta e pierdere de vreme. Vine veșnicia și eu stau pe jocuri și îmi pierd din viața mea. Acum de s-ar face o statistică, s-au făcut statistici mai demult și se spunea, din 80 de ani, 10 ani omul dorme, 5 ani mănâncă, 30 de ani lucrează, s-au făcut niște statistici, cam cât. Acum de s-ar pune cu jocurile, asta ar bate tot la unii, să știți. Sunt bătrâni care stau și ei și-s robiți de jocuri. Și Domnul zice, dacă te gândești mereu la el, îi păcat simpatic, ești în biserică și te gândești, mă duc acasă și o să intru iară pe calculator și tremură mâinile, uite așa îmi tremurau mie mâinile să mă duc acasă și să citesc cărți. Și nu mă interesa ce predicau frați în biserică, mă alimentam cu ce am citit în noaptea precedentă și gândeam pe unde a fost cu tare, nici nu-i auzeam pe ăștia ce predică, pentru că eu stăteam în biserică, dar mintea mea nu era cu Dumnezeu și mă gândeam mereu și ăsta e păcat simpatic. Și zice Domnul, nu, asta nu-i pocăință când te gândești la altceva decât la biserică. 3. Dacă are cea mai mare putere asupra ta, e păcat simpatic, e păcat secret. Amintiți-vă de tânărul bogat. Putea să renunțe la tot din viața lui, mai puțin la bogăție, la banii ce avea acasă. 4. Dacă îl aperi cu foc, e păcat simpatic. Bine faci că te mâni. Bine fac până la moarte. Dar de ce? Mânia era păcatul lui Iona. Și când vine cineva și se enervează, domnule, și apără și aduce argumente și își caută argumente, îmi trebuie pentru școală. Tu știi că mi se dezvoltă cu tare din creierul meu. Zona aia și părinții vieții, nu știu care zone, ce cortexul prefrontal, ce anume ți se dezvoltă ție, că tot e jos pe jocuri. Și gata, lasă, poate învață limba engleză mai bine. Dacă te tulbură cel mai mult, e păcat simpatic, e păcat secret. Amintiți-vă de frații lui Iosif. Ajung în fața lui și Iosif vrea să-i bage în închisoare. Și atunci s-a trezit conștiința și a zis, da, am fost vinovat față de fratele nostru că l-am vândut. Păcat simpatic, bagă de seamă. Dacă nu poți renunța la el, am vorbit adineauri de turnul acela din centru, e păcat simpatic. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să-mi luați și pe Beniamin. M-am despărțit de păcatul cu tare, trebuie să-l dau și pe acesta. Și ultimul lucru, să știți, vreau să vorbesc tot de aici, din Osea, pocăința nu este înlocuire a păcatului cu alt păcat. Să știți că sunt unii care zic, bă, eu am scăpat de țigară și am mâncat semințe de floarea soarelui. Da, ai devenit dependent de semințe. Un alt păcat, o altă dependență. Am scăpat de pornografie că am început să mă dau cu bicicleta. Să duce, face kilometri cu bicicleta, își caută prieteni și așa. O găsit altceva, alt păcat, înlocuire. Înlocuirea păcatului cu alt păcat. Dar să vedeți o altă înlocuire a păcatului cu păcat mai înțeleaptă. Vorbesc înțeleaptă din punctul de vedere al vrăjmașului. Vine mincinosul, nu? Și zice, vreau să mă pocăiesc. Frații îl scufundă în apă, se ridică din apă și el zice, trebuie să fim înțelepți, fraților. Și mincinosul devine viclean. Și în biserică așa se mai stricoare câte o jumătate de adevăr și a rămas tot mincinos, dar e un mincinos pocăit. Ăsta n-ajunge în rai niciodată. Pocăit, am zis în ghilimele. Zgârcitul vine în biserică, a fost zgârcit în lume, nu a vrut să dea la nimeni nimic, tot aduna el, era și lacom.
Fraților, trebuie să fim cumpătați, vin vremuri grele, adunăm bani albi pentru zile negre. Și spunea un bătrân, ăștia le dă Dumnezeu zile negre ca să poată aduna bani albi. Da, da. Vedeți? Și cum vine diavolul și le schimbă? Vine curvarul, că vorbim de el, nu? Și vine și gata, botezați-mă. Băi, te-ai lăsat, m-am lăsat de toate păcatele. Și după ce îi botezat așa și stă în biserică, nu mai vezi cum să uită așa cu un ochi care nu-i bun, nu-i privirea aia răstignită și îl întreb, bă, dar tu ce faci? Admir natura ce-o creat-o Dumnezeu. Să te mustre Domnul. Să te mustre Domnul. Vedeți? Dar diavolul vine și face lucrurile astea. Le face. Vine mâniosul, o fost mânios în lume, s-o botezat. Familia trebuie să stea smirnă în fața lui, își bate copiii de săraci, vai de ei. El, mânia aia, o luat-o și o transpus-o într-un cadru al legalismului și legalist în familie. Și vedeți, de astea noi trebuie să ne pocăim. Să vedem din Biblie care este pedeapsa pentru nepocăință, pentru lipsa pocăinței. E foarte important și lucrul acesta. În primul rând, să știți că pentru nepocăință Dumnezeu poate să lovească cu boli. Există boli pe care Dumnezeu le poate arunca împotriva unui om dacă l-are în plan de mântuire pentru lipsa lui de nepocăință. Uitați-vă în Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 21 și 22. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Deci observați, Dumnezeu poate să pedepsească lipsa pocăinței fie cu boală, fie cu necaz. Și eu zic, Domnul să ne ajute mai bine să ne pocăim decât să primim lovituri. Țin minte că la sora Saveta, pe care am cunoscut-o mult, am umblat în misiune cu ea, o femeie a lui Dumnezeu, a mers într-o zi un om. El a fost în biserică, chiar în biserică la noi a fost membru, dar s-a îndepărtat de Dumnezeu și a luat-o pe căile lumii. Și îi plăcea tare să cocheteze așa, să flirteze cu alte femei decât cu soția lui. Și omul ăsta a ajuns foarte rău, foarte rău. Și a ajuns la sora Savetă că el crede, încă și acum crede în vase de lucru, în prorocie, în lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, Domnul, dacă nu te pocăiești, am să iau toiagul meu și să-ți moi oasele cu el. Așa a vorbit Domnul. Și omul ăsta merge acasă, a avut niște litigi cu niște terenuri, are sute de hectare de terenuri și foștii proprietari păgubiți au plătit pe niște oameni care i-au sărit la un moment dat în față, mascați așa într-o pădure și l-au bătut cu ciomegele de o rupt costele. Și au ajuns în spital. Și când am mers acasă, m-a sunat, ieși ceva rudenie cu mama, cu mămica, m-a sunat și a zis, te rog să vii la mine și să-i duci la bătrâna, că îți dau ceva, să-i duci un cadou. Dar zice, eu nu mă mai duc acolo, s-o temut. Vedeți ce zice Domnul? Pedeapsa pentru nepocăință, s-ar putea să fie o boală, o suferință, o pedeapsă de la Domnul, mai în domeniul material sau fizic. Apoi, Fapte, capitolul 8, cu 22, asta era un semnal mare de alarmă, că poate încă e bine dacă Domnul mă îngăduie la o boală, la o suferință, cum a fost cu cel din Corint, cu problemele lui. Dar uitați-vă ce spune în Fapte 8, cu 22. Este acolo un om care trebuia să se pocăiască, Simon Magul, și a zis, Petru, dacă este cu putință, pentru că pe Simon Magul îl păștea lepădarea. Nu știu dacă a intrat de fapt în trupul lui Hristos, dar a intrat prin botez el. Oricum, în cerul lui Dumnezeu nu ajunge nimic întinat și spurcat. Dar i-a zis, dacă este cu putință, pocăiește-te de această răutate a inimii tale. De ce? Uite, există riscul să fim lepădați de Dumnezeu dacă nu ne pocăim. Apoi, 3. Ne adunăm material pentru condamnare în ziua judecății. Amintiți-vă ce spune Romani 2 cu 5. Cumpietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua aceea. Și atunci se va vedea și se va ști. Când în fața unei lumi întregi, toți o să vadă ca la un film. Tot ce ai făcut în viața ta, ceea ce ai ascuns, ceea ce n-ai vrut să știe alții. Și atunci se va vedea, aduni comoara de mânie și Domnul zice, pocăiește-te.
Și apoi, cel mai rău lucru este întunericul și moartea veșnică. Apocalips 2:5 zice, voi luați veșnicul din loc, dar mai rău, în capitolul 20 din Apocalipsa, spune clar, am văzut un scaun de domnie mare și înalt, păcătoșii stăteau înaintea lui, marea a dat înapoi pe morți, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, oricine n-a fost găsit scris în carte a fost aruncat în iazul de foc. Am citit la John Bunyan, la cel care a scris Călătoria creștinului, el a avut la un moment dat o răpire sufletească în urma căreia s-a pocăit cu adevărat. Și el spunea că a fost dus în iad, Dumnezeu l-a dus în iad, și spunea el că acolo în iad a văzut pe o femeie care toată viața ei a avut foamea asta și setea asta de avuție, de aur. Și spunea el că îi se turna pe gâtlej aur care curgea, era înroșit în foc. Și urla femeia asta și zicea, nu mă mai chinuiți, nu mai pot, nu mai pot. Și zicea cineva către ea, auzea omul ăsta o voce, s-a trebuit aur, aur îți dau, să te ardă aurul. Și era altul și altul și altul și descrie el multe acolo. Erau chinuiți oamenii, fiecare în felul în care pe pământ n-au vrut să asculte de Dumnezeu. Și eu zic, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin? Ne uităm mai departe să vedem care sunt felurile, tipurile pocăinței. Există o pocăință în Vechiul Testament, descrisă în Vechiul Testament, și am numit-o eu pocăința ritualică. Dar tot în Vechiul Testament există pocăința profetică, pocăința asta care e asemănătoare cu cea din Noul Testament și, bineînțeles, cu ceea ce cere Domnul de la noi. Pocăința ritualică din Vechiul Testament este bazată pe spălături, pe rugăciuni, pe haine specifice, eventual sfâșiate, pe post național, în sac și cenușă. Și uitați-vă ce spune, că e ca o concluzie în Ioel, în capitolul 2:12. Dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine, adică pocăiți-vă. Cum, Doamne? Cu toată inima, cu post, cu plânse și cu boce. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, adică pocăința voastră să fie interioară. Nu exterioară, nu ritualică, nu la nivel de fizic și de haine și de materie, nu. Pocăința din Noul Testament, pocăința profetică. Haideți să vedem. Sunt cel puțin, spun unii, 3 pași, recunoaștere, regret și renunțare. Eu mai adăugat încă 2, pentru că sunt foarte important, tot cu re, revelarea și repararea. În momentul în care tu te apropii de Dumnezeu, apare Duhul Sfânt în inima ta, în ființa ta, în gândul tău, și începe să aprindă lumina. Începi să-ți vezi petele de pe hainele tale și atunci se aprinde becul lui Dumnezeu, farul lui Dumnezeu și zici, sunt un om păcătos. Vai de mine, cum au zis oamenii lui Dumnezeu, și Pavel, și Isaia și alții. Vai de mine, sunt un om păcătos! Și asta e pasul, primul pas, revelarea. Când începi să-ți vezi toate defectele, când se aprinde lumina lui Dumnezeu asupra ta, când îți amintește Dumnezeu ce ai făcut. Mie mi-a amintit ce am făcut când eram de 3 ani. Vă dați seama? La 3 ani am luat un chibrit și l-am aprins. Mi-au zis părinții să nu dai foc la chibrit, e că arzi casa. Și atunci părinții au luat un chibrit după ce au mirosit și au dat seama că cineva arde ceva acolo, eu eram sub masă, eram ascuns, și au luat un chibrit să-mi ardă degetul. Și atunci am ținut minte, ăsta a fost primul meu păcat, neascultarea de părinți. Și asta a trebuit să-l mărturisesc prima dată înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt păcătos! Iartă-mă că am aprins chibritul ăla! După aceea iartă-mă că m-am dus la grădiniță și am lovit pe o fată, am lovit-o nas și am spart nasul și o curs sânge. Asta a fost al doilea păcat și mi l-am amintit. Și după aceea iartă-mă, Doamne, pentru aia și tot am pus înaintea lui Dumnezeu și apoi m-am rugat rugăciunea lui David. Iartă-mi și păcatele pe care nu le cunosc. Fraților, Domnul să ne ajute să ne pocăim. A venit Duhul Sfânt și m-a luminat și mi l-a adus pe toate în mintea mea. Și la mine, să știți, pocăința atunci, procesul acesta de revelare, să zic așa, a durat vreo 3 luni de zile. Mergeam să stăruiesc după Duhul Sfânt, venea Duhul Sfânt, zice, tu nu poți să stăruiești că te-ai certat cu cutare. Trebuia să mă duc să-mi cer iertare, să vin înapoi. Tot reparam. O să vedem imediat pașii pocăinței, spuneam. Primul e revelarea. Dar venea Duhul Sfânt și îmi tot spunea, ce să fac, ce este mare minune. 2. Recunoașterea. Aduceți cu voi cuvinte de căință, spune Osea 14:2. Asta e recunoașterea. Doamne, sunt un păcătos.
Doamne, uite, recunosc, atunci am făcut asta, atunci asta, o trebuit și eu, am luat, m-a sfătuit cineva, am luat o hârtie și pe hârtie asta mi-a scris toate păcatele. Și după aceea m-am dus înaintea lui Dumnezeu cu hârtia și am citit-o. Și am zis, Doamne, prin credință, eu dau foc la hârtia asta și cenușa asta o arunc undeva, pentru că s-o termina cu păcatele mele. Și așa am făcut înaintea lui Dumnezeu, ca să fiu eliberat de păcatele mele. Am început să recunosc. Apoi e pasul numărul 3, regretul. Asirianul, Doamne, nu ne mai scapă. Ăsta mi-a promis că ne scapă, de ăsta nu ne poate scăpa, nu ne poate izbăvi. Nu te poate scăpa nici preotul, nici păstorul, nici prorocul. Iisus Hristos este mijlocitor între om și Dumnezeu. De toată povara păcatelor, numai omul Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui, El te poate elibera, El te poate salva, lăudat să fie Domnul. Și să știți că predica asta e bună și pentru copilași. Am întâlnit odată un caz de copil, la 7 ani prorocea. Ce credeți, ăsta mai avea păcate? El i-a iertat Domnul și i-a dat dar de prorocie. Pentru că așa a făcut Dumnezeu o minune. El s-a mărturisit și Domnul l-a iertat și apoi l-a botezat cu Duhul Sfânt. La 7 ani și prorocea, un copil minunat. Și am întâlnit un caz în istorie, o fetiță de 4 ani. A plâns o noapte întreagă, auziți, și noi de multe ori, a, dă-i pace, îl mărturisim așa, dacă vrea, iartă-l, dacă nu, nu-l ierta, ca la piață, nu așa merge la Dumnezeu. Fata asta a plâns o noapte întreagă, pentru că se vedea păcătoasă, și a mers la mama și a zis, ce să fac, că nu mai pot, nu mai pot, roagă-te să vină sângele lui Hristos să-ți spele trecutul. Dar ce-o păcătuit beata fetiță până la 4 ani, vă dați seama, ceva, poate nu a ascultat de mama, poate l-a tras de urechi pe fratele ei și... Ea totuși a văzut că e păcătoasă și mare păcătoasă și a plâns o noapte. Și dimineața, după ce a plâns toată noaptea și s-a rugat, dimineața a mers la mama plângând de bucurie. Iisus m-a iertat. Iisus e în inima mea. Sunt o fetiță transformată, schimbată de Dumnezeu. Așa poate să facă Dumnezeu o minune, să știți, și în dreptul copiilor noștri, că lumea asta e așa de ticăloasă. Pe lângă revelare, recunoaștere și apoi regret, să regreți, să plângi, să regreți păcatul, renunțarea. Nu vrem să mai călărim pe cai, spun ei aici, în capitolul 14 cu 3. Nu mai avem de-a face cu idolii, s-o terminat, renunțăm la tot trecutul nostru, nu ne mai interesează, renunțăm la păcat. Cine se mărturisește și se lasă de păcat, ce capătă? Îndurare, fraților. Și de aceea e foarte important. Și apoi, repararea. Doamne, la săraci dau atâta. Dar dacă am năpăstuit pe cineva, am făcut o greșeală, știi ce? Mă duc și repar. Foarte important să știți lucrul acesta. Pentru că mergând așa în misiune, am întâlnit odată pe cineva, povestea un păstor, deci am fost sunat într-o zi de unul că deci era prin străinătate și o stat așa în gazdă cu altul și i-a furat vreo 2000 de euro, nu mai țin, de 2000, 2500, 2700, în orice caz o sumă mare. Și zice, m-a sunat că vrea să se mărturisească. Și am zis către el, spunea fratele păstor, pe mine nu mă mai suna numai când i-ai dus banii înapoi. Atunci sună-mă și o să zic că Dumnezeu te-a iertat. El a vrut să scape cu o mărturisire de banii ăia, nu să-i aibă în buzunar. Dar trebuie reparat. Și ăsta e ultimul pas al pocăinței, poate cel mai important, că acolo când s-a întâmplat în fața acestui om, în fața, amintiți-vă, a lui Zacheu, a zis Dumnezeu, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Dar Hristos Domnul aștepta, fraților, mi-a plăcut mult cum Moise Luca aș predica odată și vorbea de cum intră bogații, cum intră Cămila prin urechea acului. Că zice, s-a uitat Domnul la urechea acului să văd, intră Zacheu sau nu intră. Și Zacheu zice, Doamne, jumătate din avere o dau săracilor. Mă, încă nu intri, mai zi ceva. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, aleluia, gata, a intrat, a trecut Cămila prin urechea acului, a ajuns și ăsta mântuit, și el e fiul lui Avram. Astăzi a intrat mântuirea în casă. Vedeți, asta înseamnă repararea. Și apoi, beneficiile pocăinței astea sunt minunate, să știți. Odată că avem iertarea de păcate. Slăvit să fie Domnul. Te pocăiești, te iartă Domnul și te simți atât de fericit și de ușor.
Eram la stăruință și mă rugam și l-am văzut pe Hristos răstignit pentru păcatele mele. Și dintr-o dată am simțit din mine cum o greutate mare iese și dispare. Auziți-mă, am înțeles ce spune în Maleahi acolo la final. Zice, veți sări ca viței din grajd când va veni Hristos Domnul. Păi îmi venea, fraților, să sar. Am avut animale și știu cum îi. Îl țineai pe bietul vițelul la o iarnă întreagă, 3 luni, 4 luni în poiată sau în grajd, și când era primăvară, îi deschideai numai ușa, îi dezlegai acolo. Bă, așa sărea săracul și fuge, atât era de bucuros. Și cam așa au văzut prorocul lui Dumnezeu. Când vine peste tine o eliberare, când te simți liber, îți vine să sari, să strigi, nu mai știu ce să faci de bucurie, că a venit în sfârșit și peste tine primăvara sufletului și Hristos te-a iertat, slăvit să fie El. E o mare, mare bucurie și iertarea păcatelor e minunată, să știți, e minunată. Ce să mai vorbim de un alt beneficiu al pocăinței, nașterea din nou, că te naște Dumnezeu din nou, te naște, te face un alt om, ai alte simțuri, ai alte orientări, ai alte gânduri, ai altă cale. Ce să mai vorbim de căsătoria cu Hristos sau de logodna cu Hristos și de nunta mielului, unde s-a așteptat atâția oameni. Eram într-o zi cu fratele Arman Ludovic, îl știți, eram cu el la fratele Vilucă în Feleac și noi ne-am prezentat ca să nu dăm de bănuit în față la omul ăsta, că ăsta era nepocăit. Arman atunci era nepocăit, cânta în lume. Și ca să nu-i dăm lui de bănuit, am sunat de față cu el, de pe telefon, și am zis, frate Vilucă, ești acasă? Da. Era un proroc al lui Dumnezeu. Vezi că venim la tine, suntem câțiva frați. Și m-am dus eu cu încă un frate și cu Arman. Și intrăm acolo, pacea Domnului, pacea Domnului, toți am dat pacea Domnului. Și el. Și ne punem pe genunchi. Și arată Domnul la fratele Vilucă o vedenie și se ridică și zice, la tine, prietene, nu i-o zis frate, la tine, prietene, mi-a arătat Domnul că s-a început o nuntă. O și tresărit Arman, o zis către noi că el a doua zi urma să meargă la o nuntă în lume, în vârful munților, și să cânte cu o sită de asta din plasă de sârmă, că erau oameni irascibili și nervoși, care aruncau cu sticlele după el. El cânta în lume. Și urma să meargă a doua zi. Și auzi, Domnul zice, tu trebuia să mergi la o nuntă și te-ai pregătit că nunta durează 7 zile. La el dura 3 zile nunta asta, dar s-o speria. Bă, de unde știe bătrânul ăsta că eu trebuie să mă la nuntă? Dar au zis, Domnul, nu ți-ai pregătit hainele de nuntă. Nunta va dura o veșnicie. Dacă vrei să ajungi acolo, locul tău e gol. Locul tău e gol și nu-l va ocupa nimeni. Dar bagă de seamă că dacă îl refuzi, vine altul și-ți ia locul. S-o speriat omul ăsta. Și-o mers acasă, nu mai putea să doarmă, ne suna, mă, ce să fac, mă, că ocupă cineva locul la nunta mielului. Pocăiește-te, omule, dar cu ce să mă pocăiesc, că nu pot întreține familia. Hai cu noi, ne-am dus la fratele Gavrilă în Cășei, lucrare prin fratele Gavrilă. Cât despre tine, bărbatule, care zici că nu poți, să știi că te voi ajuta și îți voi da mai mult decât aștepți. Și vor vedea oamenii că vei fi un om binecuvântat, dar fă pasul, treci de barieră, împacă-te cu mine. Și atunci au mers și s-au împăcat cu Domnul și acum e un om bucuros că Domnul l-a iertat. Fraților și surori, nașterea din nou e minunată, dar să știți că e condiționat locul nostru din ceruri de naștere din nou. Și este un beneficiu extraordinar al pocăinței, intrarea în împărăția cerurilor. Dar un alt beneficiu al pocăinței pe care l-am văzut e reîntoarcerea la Hristos. Am auzit o lucrare care m-a înfiorat. Cât despre tine, tânărule, să știi că vei ajunge și vei cădea din nou între tâlhari în care ai fost altădată. Dar să știi că m-am gândit la tine și voi lua ca și samariteanul din nou. Voi lua asinul și mă voi coborâ din nou între tâlhari și te voi scoate din nou dintre tâlhari și îți voi lega din nou rănile și te voi aduce din nou la hanul meu de poposire. Ține cont de ceea ce ți-am zis. Și tânărul acela s-a îndepărtat de Domnul și acum e înapoi în biserică, pentru că Domnul ceea ce a vorbit și împlinește, fraților. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne pocăim! Haideți să ne pocăim și Domnul să ne ajute! Amin!